Că pe Cosmina, asta e nepoata domnului primar, să știți. Mi-a zis că să avem grijă să nu cumva să fie probleme cu nepoata domniei sale. Mulțumim. Unde găsește domnul primar? Nu știu, dar mi-a zis că vă trimite special. Cum să trăiești bine ca asta, femeie? Nu pot. Doamne ajută, mulțumim foarte mult și vreau să vă spun că toate florile pe care le-ați văzut oferite artiștilor sunt așezate în vaze care poartă semnătura lui Dan Bordeanu. O să vă rog să-i transmitem aplauze, se află în spatele scenei și mulțumim foarte mult pentru sprijinul acordat. Și acum, doamnelor și domnilor, maestre, știți ce mă gândeam? N-ați vrea dumneavoastră, suhărenii, să salutați România toată? Sunteți de acord? Păi atunci facem în felul următor. O să rog pe cineva din orchestră, uite, îți dau telefonul meu, că am venit special, da? Așa, eu mă așez cu maestru aici, dumneavoastră ridicați mâinile, da? Și salutul dumneavoastră, al meu și al maestrului, o să ajungă în toată țara. Știți cum, da? Pe Facebook. În momentul ăsta, toată România va ști ce public minunat este aici, la Suharău. Nu să sunt dragă! Lasă-mă pe telefon, nu-mi face! Hai, maestre, veniți încoace. Așadar, Suharăul vă salută, dragi români, în clipa aceasta! Și cu domnul primar aici, așa, așa. Mâinile sus, toată lumea! Lasă-mă! Mulțumim frumos! Vă aplaudăm noi pe dumneavoastră acum și mulțumim foarte mult și domnului primar, Marcel Chelaru, pentru sărbătoarea aceasta minunată. Și să știți că e foarte important faptul că scena nu are un spațiu care să ne despartă pe noi de dumneavoastră. Sunteți foarte aproape și atunci toată energia cred că ajunge la fiecare dintre dumneavoastră altfel. Zic bine? Să știți că sunt săl de spectacol în care merg chiar cu maestrul și publicul e foarte departe, sunt și lumini, e o energie care se rupe undeva între scenă și public de foarte multe ori. De aceea spațiul acesta e foarte potrivit, domnule primar, pentru spectacole și sper să le puteți oferi suferenilor cât mai multe. Dragi prieteni, este momentul să o invităm în scenă pe cea care cred că de mai bine
bucurie de 5 decenii vă bucură. Cred că menirea sa a fost asta, să descopere tuturor românilor Moldova, să le ofere cântece dintre cele mai valoroase și să vă ofere dragoste. O dragoste nemăsurată. Doamnelor și domnilor, Laura Navric! Adică cei mai de vârsta mea, câte spectacole dădeam pe aici, pe la Suhareu și prin tot județul, când eram aproape vreo 20 de ani la Rapsozul Botoșanilor, am întâlnit un public iubitor de folclor. Băi, tu-ți mă vie, nici acută să te e, nici acută să vă fac, nu ești rea canal. Când la urtăla, e singur vă pai cari, ca zi orna, suhărea, o să vă mă 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 Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
joacă serba, bani ești la canal. Cânt la utari, zic cu mai tari, se oare la Suhărău se Moșilie, pe baba nu te smie, asta vora sa tu nu-i de-a dracului. Moșilie, n-aș fa și baba nu poate să joa și spatele, o ție pe mine pe urma trebuie. Vedeți moldovieni, joacă pe sărgeni, joacă pe sârba, poate mi-aș de-a canat. Cânt la utari, zic cu făpoi tari, la zâi vore, la frate se sar. Vedeți moldovieni, joacă pe sărgeni, joacă pe sârba, poate mi-aș de-a canat. Cânt la utari, zic cu făpoi tari, la zâi vore, la frate se sar. Și iară-o, dă-mi drumul să pot și iară-o, că e pare trești.
ceva. Mi-am adus aminte, eram la Rapsos Botoșanilor și în tren, era o căldură extraordinară, toate ușile erau la compartimente deschise, într-un compartiment, eu eram singură și restul ocupat bărbați. Un copil trece la toaletă și aruncă privire așa și mă vede pe mine și merge la taie, dar eu mă auzit când doar ușile erau deschise. Tată, hai să mă duc la Laura, la Africa, e aici, în tren, zice, și să dea un autograf. Taci, măi băiete, s-o tragi vă două pante, dar și Laura, la Africa, merge cu trenul ăsta? Nu, dar eu cu ce trebuie să mă, bun. Copilul cum e insistent, o să lasă. Și taie, și aram, măi, ia să vedem eu dacă e Laura, la Africa, aici. Și vine în portiță, așa, o fi. Ia spune-mă care e Laura Lavric de aici. Dar care putea să fie că eram singura femeie? Care e Laura Lavric de aici? Eu! Da! Bă, eu ți-am spus, dar și Laura Lavric de asta? El trebuie să aibă 60 de ani, asta se întâmpla cu 35 înapoi. Dar dacă mă vede acum ăla, o să zic că m-am întors alii, nu? Hai să mă laud, da? 30! Fie un chișor și încă mai, șatrile. Mulțumesc, tare mult! Mulțumesc! Hai, vă mai spun de ceva. Hai da! Ești acum o voie frumoasă, ghițul paralii nouă, dar acum lasă mai prin la toată. Ia uite de să-l ghiți acolo, paralii. Ghițul paralii nouă, ghiții Gheorghi, nu-ți recale la două ghiții Gheorghi. Și am șlefuit-o așa că doar nu puteam să cânt așa cum e bancul, mai ales la atâta lumii. Da. Un ardelean nu se prietă de la însurătoare, măi și părinții disperați, și măi el și prezentabil așa și merge pe la femei, maritate, nemaritate, părinții cu emoții. Măi copilul ăsta, uite că atâția ani are, nu se mai dă la însurătoare, ne face emoții, a venit într-o zi cu capul spart sau bărbați femeilor aici, ne-o bate pe noi și să ne facem cu dânsul. La un moment dat să-ți găsești și el perechea, toată lumea îl fericita. Măi, Ioane, mă, în ochine, mă, că te-ai gândit și tu, măi, să-ți șiri și tu la casa ta, mă, că numai emoția pe acolo, atâți bărbații te-ai zurat cu femei frumoase, mă. Da, tu ascultă-mă bine. Eu ți-o-i dau un sfat, să ai grijă, să-ți iei femeie faină, că altfel te-ai culcat numai tu cu dânsa. Așa! Ia zi, Ioane, bază și-o mă și-o mă, așa-și-o mă.
să mă mai fac. Uite și cu ce și eu. Îmi vom așa, vom fata și-o salută. Până mâine din vremii multe. În ce an? Hai ca să o țin de pauză. 85. În 85, Festivalul Mondial al Popoarelor. Și văd că vine un copilaș, băiatul lui, cu Lida, și la hotelul Rosie, cel mai mare hotel din Moscova, și mă cheam pe mine. Eu, noi eram cu securist după noi și astăzi, domnul, și el mă cheamă, Doamne ferește, cine știe ce pățesc pe aici.
Voiam să fie, să știți că el vă așteaptă o cântăreață, ce e soția lui Podgros cu băiatul și vă așteaptă să vă întâlniți în parcul Maxim Gorki acolo. Au, eu zic, să vedem dacă îmi dă drum. Nu, dar drumul și mergem și ne întâlnim acolo. Vă dați seama, noi ne cunoșteam numai de la televizor, când ne-am văzut acolo, era și pentru mine, cam mai vreo 3 zile de turneu și pentru ei. Și atunci nu știam cum zic, băi, am bine aici o păhărie de vodcă, mă, dar dragi, ești, mă, prohibit, nu mai ești nici o vodcă, nimic, atât îți dai seama dacă atâta omenire să-mi bată, îi război mondial aici. Bun, lasă-mă nimic. Băi, și odată scoate el, întoarce buzunarele, băi, am vreo 7 ruble aici. Da, îi scoate, întoarce buzunarele, îmi dă bani, n-aș eu și să facă multe, mă zic, gata, nu mai putem merge în oraș. A luat rublele. Mulțumesc frumos, măi, să vină Lidia, zic, eu nu pot să plec așa, știi cum e moldoveană, măi, ne-ai făcut un serviciu, vreau să-ți întorc și eu și zic, măi, eu am singur costum național acum la mine, dar mai am de cântat o două spectacole și mă duc și îl dau lui Lidia costumul ăsta, că nu mă simt rău să nu-i dau nimic, zic, că voi sunt așa generos să nu mai spun că Lidia mi-a dat și un inel de așa la mare, așa de aur, cu piatră roșă, aoleu, zic, poate inel la granță, dar noi am fost oficial, am trecut, în fine. Ajung eu, mă, și fac cu rublile astea. Chem orchestra de la București care mă însoțea. Băi, ia veniți în coace. Băi și beți. Beți, da, băutul nu era nicio. Băi, un suc, o cafea, o să tăți. Și-o șoteam. Păi de unde are nebunul ăsta bani? Păi că nu ne-a dat niciun bani. Bineînțeles că i-am spus de la Colea, alea 7 rubri, le-am dat cafele și sucuri la tătă orchestră. Asta a fost și de atunci am reușit să ne vedem și uite, astăzi ne întâlnim aici la Suhărău, noi ne-am întâlnit, ne-ați văzut la atâtea spectacole, la atâtea televiziuni. Vreau să vă spun, am înregistrat și niște melodii noi, dar nu au luat partiturile ca să cântăm melodii noi, dar o să fie difuzate. Așa că este o onoare pentru orice cântăreț să imprime cu această formație. Sunt extraordinari. Am spus de Doamne, dar omul ăsta, omulețul ăsta nu obosește niciodată. Imaginați-vă, atâția ani, cum spunea Iuliana, 8 ani, cât 10, mă, cât la o dată? 9 ani! Ați văzut spectacole din diferite zone folclorice. Se cântă live, ei cântă live și acompaniază tot. Și dans, și muzică, și cântăreți, tot absolut. Măi, odată nu a dat un chic, s-a spus ferească Dumnezeu, ăsta e fenomen. Pe cuvânt, este un fenomen, un genul și merită aplauze de la toată lumea de aici! Bravo, bravo, bravo! Să-i întorci în tine, la tine, la tine.
apoi într-o sală din Ardeal, multă lume, așa tineret, așa ca aici. Și vin ăștia de la recensământul și se duc la niște familii, erau de la 6 copii în sus. Și întreabă, măi, dar dumneavoastră văd că crește natalitatea la dumneavoastră, înseamnă că trăiți bine, aveți salarii buni. Ce salarii vezi de treabă? Ai de capul nostru. Bun, bun, dar totuși nu faceți atâția copii, vă gândiți la ei ca să aibă o situație bună, să le creați o viață bună. Știi la noi care-i treabă, nici bani, nici trăbai din mama noastră. Știți care-i problema la noi? Treci un drag din tren de șala pe la 4 dimineața și racnește din ea dracu și toată lumea se scoală pe la 4 și până la 6 până pleacă la servicii să facă. Crește natalitatea! Mulțumesc! Vede, dar s-aude un pic. Mulțumesc, Bălea! Unică și irepetabilă, cum îmi place. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, vă pup și vă iubesc. Și să știți că eu mă consider aproape și botoșăneancă, pentru că am trăit aici vreo 20 ceva de ani, am colegiuni. Și cred cu tărie că așa a fost acest spectacol. Greșesc? Este meritul dumneavoastră, vă felicit și vă doresc la cât mai multe astfel de evenimente și la cât mai multe mandate. Cred că sunteți pe cale să modificați Constituția. 4 mandate știu că e limita, nu? Mulțumesc! Așa! Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați găsit timpul necesar să fiți astăzi alături aici de noi, să fiți alături de mine, să fiți alături de orchestră, să vă distrați. Și eu sper că v-a plăcut și vă întreb, v-a plăcut? Da! Dacă v-a plăcut, nu pot decât să vă promit că și altă dată mă voi preocupa ca aici la Soareu să se întâmple evenimente de asemenea anvergură. Vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat pentru a realiza acest eveniment de astăzi. Vreau să fac o precizare, am stat foarte mult și m-am gândit dacă să fac această precizare sau nu și am luat decizia să fac această precizare. Vreau să precizez că pentru evenimentul de astăzi nu s-a cheltuit niciun ban din bugetul primăriei Soareu, pentru că aud fel de fel de voci care de fiecare dată dacă realizăm ceva bun trebuie să comenteze. Eu îi consider cârcotași, le mulțumesc și lor pentru că mă țin activ și mă țin în viață.
Dacă îmi permiteți, am să îndrăznesc, dragi sucăreni, completând ceea ce a spus domnul primar, considerați că taxele dumneavoastră, impozitele dumneavoastră, banii pe care dumneavoastră îi dați la stat, da? Pe care domnul primar îi administrează, merită să fie alocați și pentru evenimente culturale? Iată! Mulțumesc pentru întrebare și pentru răspunsul dumnealor. Spuneam că vreau să mulțumesc inclusiv maestrului care a făcut un lucru deosebit astăzi, având în vedere și relația dintre noi. A făcut un efort deosebit, deoarece aseară ați văzut că a fost naș mare. A venit astăzi și mi-a spus: Marcel, nu-mi decontez decât transportul, adică motorina. Îi mulțumesc din suflet și îl aștept și altă dată la soară împreună cu acești băieți minunați. Mulțumesc tuturor celor care v-ați ajutat și vă văd în public, nu vreau să vă rostesc numele pentru a nu uita pe cineva, dar vă mulțumesc din suflet și sper ca și altă dată să fiți alături de mine. Îi mulțumesc doamne Iuliana Tudor pentru că a găsit timpul necesar să vină și la Soarău. Cineva de la presă mă întreba cum am convins-o și am spus că probabil și experiența pe care o am și prietenia cu maestru Borgros m-a ajutat în mod deosebit să fie aici pentru încă o dată în viață la Soarău. Vă mulțumesc tuturor și vă aștept și altă dată cu drag să fiți alături de noi. Aș vrea să vă anunț prezența, cum am anunțat și la început, alături de noi, pentru că acum de bine l-am văzut, a consăteanul nostru, deputatul Costel Șoptică. Mulțumesc că a ajuns mai târziu, dar totuși a ajuns. Vă salutăm! Eu altceva nu pot să vă spun decât o să vă spună Iuliana că o să schimbăm un pic registru, să-i mulțumim băieților din orchestră, să mulțumim maestrului, pentru că într-adevăr este un mare român și pentru că într-adevăr s-a atașat de noi de soare. Nu putem decât să ne bucurăm pentru acest lucru. Vă pup și vă iubesc pe toți! Sănătate! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim frumos, vă așteptăm la ediția următoare. După ce ne vom despărți noi, intră în scenă Lidia Buble. Doamne, cele bune, rămâneți cu mine! Vreau să-i mă și domnul Iuliana, cu fel de flori să-l pup și considerați că florile sunt de la ei. Mulțumesc! Așa îl considerăm noi, cei care venim aici la Suhărău. Vă îmbrățișăm, un public absolut minunat și vă reamintesc faptul că în clipele următoare intră în scenă Lidia Buble. Altă muzică, alt gen.